Acum vreau să intru în mesaj. Mesajul meu este intitulat Pedepse cu moartea la evrei și puterea de grațiere a lui Hristos. Pedepse cu moartea la evrei, cum sună asta? Știu că am rămas un pic în urmă cu programul de citire a Bibliei. Am văzut că Biserica Profides e foarte harnică și a ajuns undeva pe la Psalmi. Eu abia am terminat cartea Deuteronom. Scuza mea este că mai fac și câte o predică, mai iau notițe, mai mă întorc, mai recitesc. Sper că e o scuză bună, nu? Sper că e o scuză bună. Însă, din cartea Deuteronom am găsit acest mesaj și l-am completat cu Noul Testament, l-am completat cu viața Mântuitorului Iisus Hristos și cu ceea ce este El. Am găsit în cartea Deuteronom, cred că 8 pedepse cu moartea și vreau să vorbim despre ele, pentru că sunt foarte importante aceste pedepse, 7 pedepse cu moartea, am găsit, vedeți, număr sfânt, număr desăvârșit, 7 pedepse cu moartea și în aceste pedepse vedem caracterul lui Dumnezeu, vedem dreptatea lui Dumnezeu, vedem motivul pentru care Iisus Hristos a trebuit să moară pentru om, motivul pentru care Iisus Hristos a trebuit să vină pe pământ. Pentru că omul a avut nevoie de ispășire. Omul până la Iisus Hristos și după Iisus Hristos a continuat să facă lucrurile acestea despre care Dumnezeu ne spune și orice păcat la urma urmei duce la moarte. Orice păcat duce la moarte. Avem niște păcate în Vechiul Testament, 7 la număr, în Deuteronom, în cartea de căpătâi a poporului evreu, pentru că vom vedea. În cartea Deuteronom v-am spus că eu am luat notițe și am scris chestii pe cartea asta aici. Vedem în Deuteronom, de exemplu, capitolul 31 cu versetul 12 și 13, Andrei, te rog frumos, să strângi poporul, bărbații, femeile, copiii și străinul care va fi în cetățile tale, ca să audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru. Să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. Mai departe. Pentru ca și copiii lor care nu vor cunoaște să o audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru în tot timpul cât veți trăi în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Dumnezeu dă o lege, o poruncă pentru poporul evreu și spune așa. Odată la 7 ani, când se naște, ce se naște la 7 ani? Noi la 7 ani ce facem cu copiii noștri? Practic, odată la 7 ani se naște o nouă generație. Vedeți, s-a păstrat cifra asta, vârsta asta. Zice, odată la 7 ani când vă adunați la marea sărbătoare a corturilor din jurul templului, din jurul Ierusalimului, să citiți cartea Deuteronom și acolo se spune de două ori. Ca cei ce o aud să învețe să ce? Ați fost atenți? Să învețe să se teamă de Domnul, da? Să învețe asta. Deci tu nu te naști cu teama de Domnul, mă înțelegeți? E foarte tare chestia asta. Eu nu mă nasc cu respect față de Dumnezeu. Eu nu mă nasc nici cu respect față de părinții mei, așa este? Pentru că dacă n-ar fi nuielușa, dacă n-aș vedea autoritatea părinților mei, dacă n-aș mai vedea câte una după ceafă, nu mi-aș da seama ce autoritate au ei și autoritatea și teama față de părinții mei am învățat-o. E adevărat sau fals? Ați văzut copii care n-au teamă față de părinți și niciun respect? Ați văzut? Pentru că n-au fost ce? N-au fost învățați. E, la fel e și cu teama de Domnul, de aceea, dragilor, trebuie să ne aducem copiii în casa lui Dumnezeu. De aceea copiii noștri, uite la aici, ăsta e al meu, vino un pic să te vadă toată lumea. Nu vrea. Da, puneți camera pe el. Da. Îl învăț eu autoritatea mai târziu. Îl învăț eu teama de... Glumesc. E mai timid ca mine. Seamănă cu mine. Trebuie să-i aducem aici ca să învețe să se teamă de Domnul prin auzirea legilor și poruncilor lui Dumnezeu, prin auzirea Scripturii. Dragilor, aduceți-vă copiii la casa Domnului, amin? Glorie lui Iisus. Eu am crescut în casa Domnului și ia uite ce frumos sunt, nu? Slavă Lui, mulțumesc că ați râs. Ok.
Prima pedeapsă este pedeapsa cu moartea pentru ocultism. Dă-te rog frumos la Deuteronom 17:2-5. 17 de la 2 la 5. Citim prima pedeapsă. Se va găsi poate în mijlocul tău, într-una din cetățile pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului tău și care să calce legământul lui, care să meargă după alți dumnezei ca să le slujească și să se închine înaintea lor, după soare, lună sau toată oștirea cerurilor, așa cum eu n-am poruncit. Dă mai departe. De îndată ce vei lua cunoștință și vei afla lucrul acesta, să faci cercetări de care? Amănunțite. Dacă lucrul acesta este adevărat, dacă faptul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost săvârșită în Israel, atunci să aduci la porțile cetății tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovată de această faptă rea și să ucizi cu pietre sau să pedepsești cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea. De ce este atât de tranșant Dumnezeu cu oamenii care practică ocultismul sau se închină la alți dumnezei? De ce este atât de tranșant Dumnezeu cu asta? De ce credeți? Doar pentru că este el gelos și zice, nu vreau să aude altul. Nu vreau să aude că te închin la ăla, că te închin la ăla. Dragilor, în spatele oricărei închinări sau în spatele închinării față de orice altceva decât Dumnezeu, va sta întotdeauna ceva rău, ceva malefic. Oamenii ăștia când se închinau la un alt Dumnezeu, motivul pentru care Dumnezeu poruncește distrugerea popoarelor din Canaan cu desăvârșire, raderea de pe pământ a popoarelor acelora, pe Sodoma și Gomora le-a pedepsit direct din cer, le-a ras de pe fața pământului și tot în cartea Deuteronom vedem că sare, pucioasă, zmoală și alte cele au fost lăsate în locul acela și avem ca drept dovadă Marea Moartă. Pe popoarele din Canaan Dumnezeu le-a distrus prin război, prin cotropire, prin invazia poporului evreu. Știți de ce? Pentru că aceste popoare nu doar se plecau așa înaintea stelei, lunei și soarelui și ziceau, vai ce minunate sunteți. Pentru că unde există închinare față de altceva, există multe nenorociri. Și am mai dat aici la tineret Profides un exemplu și vreau să-l dau și înaintea voastră în Cartagina, ca să vedeți ce s-a întâmplat și până departe, până la Imperiul Roman, până la cartaginez s-a păstrat această închinare malefică pe care Dumnezeu a vrut să o distrugă din Mesopotamia, din Canaan. Ce fel de închinare? Când romanii au ajuns la porțile Cartaginei, știți ce s-a întâmplat? A venit preotul, se spune că Noroc ar fi Dumnezeul acela la care erau închinați prunci, așa se spune, a venit preotul lui Baal și Astartei, preotul cartaginez, a venit la cartaginez și le-a spus, vreți să scăpați de romani? Și toată lumea a zis, ce credeți? Da, vrem. Ok, aduceți copiii voștri, aduceți câte un copil de cap de familie să-l jertfesc Baalului nostru, Dumnezeului nostru. Și toate familiile și-au adus câte un copil, ca să scape de cine? De roman. Și imaginați-vă eu, familia berbece, da? Să-mi aduc un berbec ca jertfă pai pe care îl iau. Știi? Să am o discuție cu scumpa mea soție, mă, nevastă, pe care îl dăm? Îți dai seama că n-ai cum, Gabi zice, pe tine. Da, mulțumesc, o bună încurajare. Da? Pe care îl dăm? Pe care îl jertfim. Cum vine asta? Și după ce toate familiile s-au decis pe care, l-au luat și l-au dus. A fost un vă dați seama, un genocid. Zeci de mii de copii au fost uciși pe altarul acelui Dumnezeu păgân. Vedeți, închinarea la alți Dumnezei a venit întotdeauna cu ceva demonic, drăcesc, diabolic, până la cer și înapoi. Ceva strigător la cer, că de-aia avem ceva strigător la cer. Ce credeți?
Romanii tot mai puternici după jertfa asta malefică, tot mai puternici să dărâme zidurile Cartaginei. Și toți l-au tras de mânecă pe preot. Mă, ce faci că ne-am sacrificat copiii, am plâns, am intrat toți în jale și zeul ăsta al tău tot nu face nimic, nu ne scapă de romani. Și știți ce zice preotul? Știți ce zice preotul? Pentru mine povestea asta întruchipează răul, răul, răul până la culme. Și cu asta s-a luptat Dumnezeu și în Vechiul Testament și se luptă și astăzi prin ceea ce noi numim avort. Ați înțeles? Avort. Și preotul ăsta, că îl învață satana ce să zică, știți ce zice? A, ticăloșilor, tot ei erau de vină. Ticăloșilor, păi ați adus Dumnezeului nostru pe copilul ăla pe care l-ați iubit cel mai puțin? L-ați adus pe ăla cel mai strâmb, cel mai nu știu cum, cel mai așa, cel mai așa? Nu! Aduceți-l pe ăla pe care îl iubiți cel mai tare! Au făcut ăștia din nou ședință. Hai să alegem. Care e ăla? Avem vreunul așa? Și-au făcut ședință și și-au adus din nou ăla pe care îl iubeau cel mai tare, ăla cel mai deștept, ăla cel mai, cel mai. L-au adus și pe ăla. Alt genocid. Altă nenorocire. Și ce credeți că s-a întâmplat? Au fost scăpați cartaginezii? Nu, romanii i-au ras. I-au ras. Asta e minciuna satanei cu care Dumnezeu a luptat. De aceea Dumnezeu a lăsat o poruncă de aceasta în Israel. Pentru că închinarea la alt Dumnezeu, închinarea la lună, la soare, meditația transcendentală, demonism, ocultism, toate astea vin cu ceva din calea afară de malefic. E adevărat sau fals ce vă spun? Dumnezeu a căutat să-și protejeze poporul de tot felul de spurcăciuni de genul. A mai existat o poveste de genul și am spus-o și pe aceasta. Într-un orășel tot din Imperiul Roman, unde s-a născut un copil, se spune, o să caut să cenzurez povestea, s-a născut un copil din calea afară de năzdrăvan și toată lumea a spus că este copilul zeiței Diana făcut cu nu știu cine. Și au început să-i se închine acestui copil încă de mic ca unui zeu. Copilul a crescut și vă dați seama, fiind crescut așa în impresia asta că el e Dumnezeu, a început să facă prăpăd printre femeile din orașul respectiv, un oraș renumit din Imperiul Roman. Copilul ăsta, vă dați seama, a devenit bărbat și a început să facă prăpăd. Și la un moment dat oamenii s-au răsculat împotriva lui, pentru că nu exista casă în care bărbatul ăsta să nu intre, vă dați seama, înțelegeți, da? Și s-au răsculat, s-au ridicat împotriva lui și l-au gonit, l-au dat afară, au zis, mă, nu putem să-l omorâm, că ăsta e zeu, ne omoară pe toți, dar măcar îl dăm afară, îl scoatem de la noi. După ce l-au dat afară, s-a răspândit o plagă de sifilis în tot orașul. Nu era casă în care să nu fie boala asta, care vine prin ce? Exact, da? Pe cale sexuală. Și știți ce s-a întâmplat? Fiți atenți cât de drăcesc e satana, dacă pot să o spun așa. Au făcut toți consiliul și au zis, fiți atenți, plaga asta ne-a lovit că l-am dat pe ăsta afară. Chemați-l înapoi. Și l-au chemat înapoi. Și orașul ăla a fost ras de pe fața pământului, știți din ce cauză? Din cauza bolii. Din cauza bolii. Asta face satana. Dumnezeu a adus un set de legi binecuvântate pe care Hristos le-a implantat în noi. Amin? Spune cuvântul lui Dumnezeu, voi nu mai trebuie să fiți învățați pentru că voi deja știți. Noi știm, în momentul în care venim la Hristos, știm ce e la păcat sau nu știm? Știm? Dacă înainte ziceam, ce păcat mă, lasă-mă că asta e bucurie. Asta e plăcere, asta e viață. Când vin la Hristos, deodată borna asta dintre păcat și neprihănire este foarte clară. Da? Iisus a făcut ca pedeapsa celor care erau vrăjitori să fie înghițită de harul său. I-a rupt pe oameni definitiv de vrăjitorie cei care au vrut. Și avem în fapte 19, de la 15 la 20, dă-te rog frumos Andrei, fapte 19, de la 15. Să citim, să vedem un moment în care Duhul lui Dumnezeu, Harul lui Hristos înghite acest vrăjmaș al vrăjitoriei cu toate practicile lui diabolice. Duhul cel rău le-a răspuns, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Despre cine este vorba?
fiii lui Sceva. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și a apucat frica pe toți. Și numele Domnului Iisus era acum proslăvit. Fiți atenți ce se întâmplă acum. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Vedeți? Mărturisirea. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor, prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Un preț colosal de mare. Gândiți-vă că Iisus a fost vândut cu 30. 50.000! Faceți cal, 30 era prețul unui sclav. Era o avere. 30 de arginți erau foarte mulți bani. Unui sclav femeie s-ar fi spus, un sclav bărbat era mai scump, era 50 de arginți. Discriminarea consta în faptul că bărbatul muncea mai zdravăn, da? Deci nu era o discriminare, stați liniștite, doamnelor și domnișoarelor. Ok, și dăm mai departe 20. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Îmi place așa de mult, vedeți? Satan a căutat mereu să rămână ascuns, să facă răul din spate, să facă răul de multe ori lent, ca oamenii să nu se prindă. Oamenii să nu se prindă nenorocirea pe care o aduce Satan în viețile lor. Lent, lent, ușurel să-i distrugă. Lent mor de droguri, lent mor de alcool, lent mor de tutun, lent mor de curvie de multe ori, lent, să nu-ți dai seama. Ca broasca aia pe care o fierbi în apă clocotită și nu-și dă seama de pericol. Însă aici Satana se sperie, da, duhurile rele se sperie. De ce dintr-o dată Satana lasă camuflarea deoparte și îi bate pe ea și se duce vestea? Ia uite pe ăștia, a bătut pe Pavel, n-au putut să-l bată, ba din contră. De Pavel au ascultat și au ieșit afară. Satana reacționează, sau duhurile astea rele reacționează în teamă, în spaimă. Și fug. În momentul ăla vrăjitorii își dau seama că există cineva mai puternic în Pavel. Cine? Iisus Hristos. Aș vrea ca lumea să realizeze cine este Domnul nostru, amin? De aceea lumea ne caută pe noi ca biserică. În general, nu doar biserica Profidez. De aceea lumea vrea. Îmi spunea o familie, mă sună cineva într-o zi și îmi spune și mi-am dat seama și de atunci am familia asta în minte și mă rog pentru ea. Mă rog pentru ea în numele lui Iisus și o aduc și înaintea voastră ca biserică. Mă sună o soră din Italia și îmi spune, frate Toni, în luna august ești la biserică? Și zic, da, soră, sunt. Sigur ești? Da. De ce? Ne luăm bilete de avion. Noi venim din Italia, alții vin din Germania, o femeie vine din Germania și vrem să ne închinăm cu voi și vreau să ne rugăm împreună cu voi. De ce, soră? Păi avem o problemă. Bărbatul meu s-a îmbolnăvit de diabet la 40 și ceva de ani. Băiatul nostru s-a îmbolnăvit de diabet la 20 și ceva de ani. Și fetița băiatului meu, nepoata mea, s-a îmbolnăvit de diabet la 2 ani. Ce e acolo? Ce e acolo? Înțelegeți? Ați înțeles? Trebuie ceva rupt, ceva zdrobit, ceva scos afară în numele lui Iisus. Este ceva ce se perpetuează din generație în generație și, atenție, tot mai puternic. Bărbatul la 40 și ceva de ani, fiul la 20 și ceva de ani și nepoata la 2 ani diabet, e normal? Voi spuneți că e normal așa ceva? Ar vrea cineva să aibă un copil la 2 ani bolnav de diabet, să stai să-i faci injecții și multe alte consecințe? Nu! Nu vrei așa ceva. Și oamenii caută rezolvare, soluție la biserica lui Hristos. Poate biserica sau nu poate. Glorie lui Iisus că poate. De-aia suntem biserică, de-aia suntem cei mai tari, de-aia suntem cei mai puternici, de-aia suntem cei mai valoroși în societate. Cine crede asta? Haleluia, glorie lui. Suntem sau nu suntem? Suntem? Glorie lui, glorie lui. Provocarea bisericii întotdeauna a fost să demonstreze că este cea mai puternică, amin? În societate, că nu există ceva mai puternic decât biserica lui Hristos. Pe pământ nu există. Credeți că există? Nu există. Fiii lui Sceva au văzut, toți vrăjitorii din Efes au văzut că Iisus Hristos este mai puternic decât orice drac pe care îl manevrau. Și au venit vrăjitorii și au zis, noi nu mai vrem să slujim ăștia pe care voi ați bătut. Ați înțeles? Nu-i mai vrem. Păi voi ați bătut, vă vrem pe voi. Cine sunteți? Păi noi suntem urmașii lui Hristos. Îl vrem și noi pe Hristos. Pentru că voi sunteți cei mai tari. Amin? Dar nu mai țin eu cu
o echipă care pierde mereu, nu mai dau numele. Că nu-mi plac, pierd mereu, vreau și eu să câștige. De-aia copiii tind să țină cu aia care bat mereu, nu? Amin. Ok. Pedeapsă cu moartea pentru crimă. Hai să vedem Deuteronom 17 cu 6. Deuteronom 17 cu 6. Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a doi sau trei martori, să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. Dă mai departe, cred că mai urmează un exemplu. Întâi, mâna martorilor să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor. Să scoți astfel răul din mijlocul tău. Să scoți astfel răul. Cuvântul de bază sau, cum să zic eu, scopul acestei cărți, cartea Deuteronom, existența acestei cărți are în vedere scoaterea răului din om. Însă a venit Iisus Hristos cu forța lui, care scoate efectiv răul din om. De aceea în mijlocul nostru nu mai există ce? Ucigași. Ba din contră, cei care au fost ucigași se întorc la Hristos și nu mai sunt. Amin? Vedeți ce face Hristos? Printre primii, de fapt primul om care intră în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția cerurilor, ce a fost, dragilor? Tâlharul care practic a fost un ucigaș. Vreau să vă spun un lucru. Printre ucenicii lui Iisus erau doi criminali, sicarii, fiii cui? Fiii, spuneți voi tare, hai să vă aud. Ce erau Iacov și Ioan? Fiii lui Zebedei, care erau fiii tunetului, care erau sicari. Știți ce să ia sicari? Cine știe ce să ia sicari? Care omorau pe romani. Adică sicarii erau o trupă de gherilă, cum au fost partizani în România sau în Cehoslovacia și în alte țări care au fost cotropite, ba de ruși, ba de nenți, ba de nu știu cine. Partizani erau, sicari. Aveau un cuțit foarte ascuțit și subțire, dar foarte ascuțit, pe care îl țineau mereu sub haină. Și când vedeau un roman sau soldați romani în îmbulzeală, se apropiau, scoteau cuțitul, aveau o tehnică în care implantau cuțitul în organele vitale, făceau atât, zip, imediat, zip. Băgau cuțitul, se strecurau, nu fugeau, se strecurau, nu știai, nici nu-ți dădeai seama. Cuțitul era atât de ascuțit încât senzația era o mică arsură, ca și cum te-ar fi usturat un pic. Imediat îți implanta cuțitul, scotea, tu mergeai, apucai să mergi, nici nu-ți dădeai seama că ai fost înjunghiat. Mergeai câțiva pași, cădeai la pământ, te prăbușeai în hemoragie și acolo ți era moartea. Astfel de acte de crimă erau foarte dese, foarte dese. Iisus alege, atenție, doi ucenici din această trupă de gherilă. Mă credeți sau nu? Cine mă crede? E cuvântul lui Dumnezeu. Da? Că de-aia când Iisus Hristos vine la, în dreptul Samariei și samaritenii nu vor să lase pe Iisus să treacă prin satele lor și zice, noi nu vă primim, ocoliți-ne, n-au voie evreii printre noi, hai ocoliți-ne, fii tunetului ăia obișnuiți cu cuțitul și cu moartea și cu așa, ce zic? Iisuse, lasă foc, să moară, își abia așteptau, își frecau mâinile, mamă, să vezi aici, filme de groază, vezi cum aleargă ăștia prăjiți pe aici. Deci o să miroase a carne friptă. Și Iisus zice, na, nu știți de ce? Duh, sunteți călăuziți. Iisus înghite moartea din om. Amin sau nu? Iisus înghite instinctul criminal din om. Dacă avem în Deuteronom pedeapsă cu moarte pentru criminali, la noi, în Biserica lui Hristos, nu mai e nevoie. Nu există nicio gherilă teroristă în vreo Biserica lui Hristos. N-a existat niciodată. Așa este sau nu? Niciodată. Niciodată n-a existat. N-a existat un creștin în vreo națiune care să se ridice și să zică, bă, hai să-i bombardăm pe ăștia, hai să punem bombe, să strigăm Dumnezeu e mare și buf. N-a existat. Pentru că Iisus ucide noi instinctul criminal, amin? Dar noi nu ne omorâm copiii, dar noi nu ne omorâm nevestele în bătaie, dar noi nu ne omorâm bărbații. Da? Că mai e și invers. Ci că o statistică a americanilor a constatat că niciun bărbat n-a fost ucis de femeia lui în timp ce spăla vasele. E adevărat, e pe bune. Da, serios, ci că o statistică a poliției. N-ai cum să-l omori, știi? E prea simpatic când spală vasele. Ok,
Ce criminal mai avem în biserica lui Hristos? Ales de Hristos. Cine? Pavel! Pavel! Un criminal ăsta omorât, dragilor. Ăsta venea la biserica Profide, îți dădea buzna, că noi eram ascunși, să spunem, pe vremea aia, dacă am fi fost, eram ascunși prin catacombe și venea Pavel, ha, ticăloșilor, v-am prins, hai, îi ne lega pe toți și caput viață. Nu știu cine mai scăpa, cine voia Domnul să mai scape, că dacă mai avea vreun plan, dacă nu, hai, ne lua acasă. Asta făcea Pavel. Și într-o zi Dumnezeu îi se arată, Iisus îi se arată lui Pavel și marele criminal, Pavel, care spune... Eu sunt cel mai neînsemnat. Ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. De ce stârpitură? De ce? Pentru că el a fost criminal al bisericii. A înghițit Hristos în el instinctul de criminal sau nu? Oh, aleluia, glorie lui. Vedeți ce face Hristos? Ce face Hristos în oameni? Trec la pedeapsa a treia. Pedeapsa cu moartea pentru nesupunerea față de autoritatea spirituală și autoritatea juridică, Deuteronom 17, de la 12 la 13. Asta este o pedeapsă morală, da? Dacă noi astăzi avem doar pedepse cu moartea pentru crimă, în România nici nu există pentru crimă pedeapsă cu moartea, în alte state din lumea întreagă există, la noi nu există. Da, nu comentăm legea asta. Eu aș da-o pentru violator sau cel puțin i-aș castra. Nu? Mulțumesc că sunteți de acord. Hai să citesc. Omul care din mândrie, fiți atenți, omul care din mândrie nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău, sau care nu va asculta de judecător, deci avem două autorități. Ce autoritate? Spirituală și juridică, da? Legislativă, da? Deci dacă... Există un om în poporul tău care nu se pune nici preotului. Adică ăsta nu-l interesează că tu ții paștele și el iese cu țigara la balcon și zice, ce faceți, mă? Știi? Nu, oameni de ăștia nu existau în Israel. Când se ținea paștele, toată lumea ținea paștele. Când se ținea sărbătoarea corturilor, toată lumea ținea sărbătoarea corturilor. Când se aducea zeciuiala la templu, toată lumea aducea zeciuiala la templu. Când se aduceau jertfe la templu, toată lumea aducea jertfe. Nu exista nesupunere, dragule, că caput viața, așa este. Asta face Hristos în noi, amin? Face sau nu face? Vedeți că există o forță în noi, îmi place foarte mult în cartea Proverbe, este o anumită specie de insecte și vreau să-mi spuneți voi care spune... Dumnezeu prin înțeleptul Solomon, specia asta de insecte se ridică și deși n-are lider, cotropește. Cine? Lăcustele, vă mulțumesc. Lăcustele. Mă, nu-i vezi regina sau regele? Albinele au sau n-au? Au, bă, astea au, da. O știm, am văzut-o, e atâta. E mare, e mare regine, toate reginele sunt mari. Și ce credeți? Lăcustele n-au o regină sau un rege. Nu există lăcusta rege, lăcustul rege. Da, lăcustul. E defectiv de masculin. Lăcusta nu are rege. Și zice, Dumnezeu a pus ceva. Nu știu cum comunică astea. În lanț, câr, 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 și s-au pornit. Ați înțeles? Ei, așa suntem noi, Biserica lui Hristos. Noi avem un rege pe care nu-l vezi aici, în mijlocul nostru. Dar e noi, amin? Ca în lăcuste, e în mine, e în tine, e în toți și de-aia toți mergem într-o direcție, amin? Regele nostru nu se vede pe pământ, dar regele meu e în mine, regele tău e în tine, amin? E în noi și toți ne ducem spre el ca lăcustele, dirijate de un singur gând, de o singură foame, foamea după cer, amin? E minunat Dumnezeu. Zice, pe cel care nu se supune autorității să-l stârpești. E, Hristos stârpește din noi nesupunerea. Pentru că primul lucru pe care Hristos îl cere de la un om este ce? Ascultarea, supunerea. Zice, supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Nu există nicio acțiune în viața credinciosului fără supunerea față de Dumnezeu. De-aia zice psalmistul, ție-ți place un duh de care? Zdrobit, știi ce e aia? Ascultarea. Nu mai sunt un cal de la nărăvaș de nu suportă frâiele sau șaua pe spinare.
Da? Sunt un om zdrobit care suportă ascultarea. Ce vrei să faci, Duhule Sfânt? Călăuzește-mă, Duhule Sfânt. Spune-mi, eu nu merg fără tine. Hristos a distrus în mine spiritul de neascultare. Amin? Haleluia. De-aia nu mai e nevoie de pedeapsa asta cu moartea în Biserica lui Hristos. Amin? Dar nu mai există nicio pedeapsă cu moartea în trupul lui Hristos. Amin? Glorie lui. Vedeți cum învinge Hristos legea? Legea ne arată ce-i păcatul. Însă Hristos vine și pune adânc în noi toată legea. De aceea nu mai avem nevoie nici de pedepse cu moartea, nici de să fim zăpăciți într-una la cap cu ce e bine, ce e rău, pentru că știm în numele lui Iisus. Ok. Pedeapsa cu moartea pentru prorocii false, fiți atenți aici, Deuteronom 18 de la 20 la 22, Deuteronom 18. Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună numele meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună sau care va vorbi numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea. Cât de grav este să prorocești în numele lui Dumnezeu, deși El nu te-a pus. Ca să nu existe manipulare grosolană, pentru că astăzi și în multe alte momente ale istoriei s-au ridicat oameni care au zis așa vorbește Domnul și n-a vorbit Dumnezeu. E adevărat sau fals? Foarte adevărat. S-au ridicat și au spus așa vorbește Domnul, ca să manipuleze popoare, care să manipuleze domnii, care să manipuleze spre interese personale. Și spune pe prorocul acela, pedepsește-l cu moartea. Haideți să dăm mai departe. Poate că vei zice în inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul? Mai departe. Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, să n-ai teamă de el. Există și proroci care prorocesc din îndrăzneală. Am văzut și am auzit. Unii sunt mai bleguți și, dacă a prorocit ăla pot și eu. Dar n-are darul, n-a fost confirmat în el. Am cunoscut o femeie care când prorocea cineva în biserică, hop și ea, da? Și la un moment dat toate prorociile erau fix la fel. La un moment dat a început să se nece în biserică, nu mai putea, Duhul lui Dumnezeu nu mai lăsa, nu mai suporta. Zic, băi femeie, gata, oprește-te. Când dădea să zică ceva, nu mai putea efectiv să vorbească, da? Într-o biserică pe unde am umblat. Sunt oameni care din îndrăzneală vin, însă Hristos pune noi ce pune? Duhul adevărului îl pune noi. Amin? Pune noi Duhul adevărului și când suntem călăuziți de Duhul adevărului, nu mai există minciună în noi. Amin? Da? Glorie lui Iisus Hristos. Trec mai departe. 5. Pedeapsa cu moartea pentru fiii lacomi, neascultători de părinți și bețivi. Fiți atenți aici. Nu vă așteptați la o pedeapsă cu moartea, la așa ceva. În România, cred că jumătate de națiune trebuia să dispară. Fiți atenți, Deuteronom 21, 18 cu 21. Fiți atenți, m-a impresionat pedeapsa asta cu moartea. Dacă un om are un fiu neascultător și îndărădnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit. Fiți atenți. Tatăl și mama să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetății lui și la poarta locului în care locuiește, să spună bătrânilor cetății lui, iată fiul nostru este, spuneți voi, neascultător de glasul, de glasul nostru și este lacom și, mai spuneți o dată tare, lacom și bețiv. Nu e ok fiul nostru. Fiul nostru e un pericol pentru societate, fiul nostru e un pericol pentru familia noastră, fiul nostru ne dezonorează pe noi, noi ne dezicem de fiul nostru pentru că nicio pedeapsă n-a fost suficientă pentru el, îl aducem în poarta casei noastre și acolo să fie omorât. De-aia nu exista un Israel nici lacom, nici bețiv, nici neascultător. Mă înțelegeți? Bine, zice sora Mariana, bine. Dragilor, Hristos a făcut ceva cu oamenii ăștia. Amin? A făcut sau nu? Și face. Cei care vor.
Eu mă refer aici la împărăția lui Dumnezeu, la biserica lui Hristos. În biserica lui Hristos nu există neascultători, nu există bețivi și lacomi. Amin? Există sau nu? Nu există. În trupul lui Hristos, nu mă refer la umplutură, nu mă refer la pleavă, nu mă refer la cei care vin ca la poporul evreu, umplutura, știi? Cu poporul evreu a mai ieșit și au mai ieșit și alții. Dragilor, în poporul Israel, în poporul lui Dumnezeu, Hristos dă putere și forță să scap de orice păcat și viciu, credeți sau nu? Amin? Glorie lui Iisus Hristos. Deci iată ce drastic, nu știu, mi-e greu să-mi imaginez, dar eu cred că s-au întâmplat astfel de incidente, așa-i? Credeți că s-au întâmplat? Ce fac astăzi cu niște părinți care au așa un copil? Ce fac astăzi? La cine l-aduc? La Hristos, la Dumnezeu. Iisuse, am un copil, nu mă ascultă, e hrăpăreț, adică lacom, dă-mi bani să mă droghez. Dăm bani să fumez, dăm bani să beau, dăm bani să bag la jocuri de noroc, dăm bani, vine acasă ca o lăcustă de aia, de rade tot. Doamne, am un fiu de ăsta, ți-l aduc ție să omori în el orice este păcătos. Amin? Faceți așa? Cine a făcut așa cu copiii? Am o mamă aici, da, de fapt o singură mamă. Mama mea, așa s-a rugat pentru fratele meu Cristi. Și astăzi Cristi este pastor în biserica din Paris. A fost și lacom și bețiv și hrăpăreț și venea acasă, dăm bani, vreau! Că se și droga cu etno, d-alea de fumez, de le pipăi, sau cum, pufăi, le și pipăi înainte, așa. Făcea multe blestemății și l-a dus la Hristos. Și Hristos a avut puterea să omoare în el tot ce este rău, trebuie răbdare, amin? Sora Mariana, trebuie răbdare, putere, îndrăzneală la Dumnezeu și Dumnezeu va face asta într-o zi, amin? Glorie lui, amin. Mai trecem, mai avem două și ne apropiem de încheiere. Pedepse cu moartea pentru imoralitatea sexuală, dăm la Deuteronom 22 de la 20 la 24, ne apropiem de încheiere. Dar dacă faptul este adevărat, dacă fata nu s-a găsit fecioară, să scoată pe fată la ușa casei tatălui ei, să fie ucisă cu pietre de oamenii din cetate și să moară, pentru că a fost săvârșit o mișelie în Israel, curvind în casa tatălui ei, să cureți astfel răul din mijlocul tău. Este vorba despre fetele care se căsătoresc nevirgine, despre virginitate. Mai este virginitatea actual în Biserica lui Hristos, voi ce credeți? Cine crede că mai este? Glorie lui Iisus Hristos. În Biserica lui Hristos, mereu virginitatea va fi actuală, indiferent de ce se întâmplă în lumea din jurul nostru. Dacă în lumea din jurul nostru, în țara noastră, unde se spune că virginitatea se pierde în jurul vârstei de 14 ani, atenție, în jurul vârstei de 14-15 ani, în Biserica lui Hristos, am tineri pe care am căsătorit la 20 și mulți de ani, spre 30, virgini. Glorie lui Iisus, nu se bucură nimeni. Glorie lui Iisus. Zici, mă, da? Toată lumea, oh! Știi, v-a zipit așa pe scaune, mai există. Dragilor, în Biserica lui Hristos există, amin? Amin? Cine crede că există? Așa vreau copiii mei să fie. Pentru că forța lui Iisus Hristos îi va păstra curați până la nuntă. Amin? Până noaptea nunții, glorie lui. Amin? Vreau asta. Așa îi cresc, așa îi învăț. Glorie lui Iisus Hristos. Pentru că exista în Israel o pedeapsă cu moartea pentru femeia care se mărita cu bărbatul ei și nu era virgină. Dacă bărbatul ei descoperea lucrul ăsta, putea să o aducă de mânuță, dacă voia și nu-i convenea, putea să o pârască înaintea preoților și înaintea părinților și să zică, mi-ați dat o fată care nu-i virgină, ce facem cu ea? Nu o trecem pe linie moartă, o omorâm cu pietre. Hristos astăzi face ceva în biserică. Omoară în fete, omoară în băieți,
orice poftă înainte de vreme. Amin? Dragostea adevărată așteaptă. Noi mergem pe cuvântul acela care spune, nu stârnim dragostea până nu vine ea. Mai crede cineva în vorbele astea? Dacă stârnești dragostea, dacă gâdil poftele, eu le spun tinerilor și învăț, măi, nu vă duceți retrași, nu fugiți acasă la mama când nu-i mama acasă, nu fugiți la tine sau la tine, căutați să petreceți timp în medii open space, da? Nu căutați intimitate înainte de vreme, aia se caută după nuntă, amin? Mă ascultați? Să ne ajute Dumnezeu, să-i ajute Dumnezeu pe copii, eu am trecut de asta, slavă Domnului, glorie Lui. Însă nu mi-a fost greu, nu mi-a fost greu, nu mi-a fost greu. Hristos a ucis în mine pofta, a ucis-o, glorie Lui. Citesc mai departe, dă versetul 22. Dacă se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată să moară amândoi și bărbatul care s-a culcat cu femeia și femeia, să cureți astfel răul din mijlocul lui Israel. Mai citesc o dată versetul ăsta. Voi mă auziți? Se aude tare în sală sau nu? Se aude tare? Până sus acolo. Andrei, se aude? Mulțumesc. Că vreau să audă toată lumea. Vreau să mai citesc o dată. Fiți atenți. Dacă se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, sau invers, dacă se va găsi o femeie culcată cu un bărbat măritat, nu... mă scuzați, însurat, să moară amândoi. Și bărbatul care s-a culcat cu femeia și femeia. Și punct, continuă. Să cureți astfel răul din mijlocul lui Israel. Știți cum a curățit Hristos acest rău din Israel? Eu cu mâna aici, o pun aici și vă spun. Nu există în biserica lui Hristos femeie care să-și înșele bărbatul. Amin? Vreau să-mi răspundeți. Repet, același lucru. Nu există în biserica lui Hristos femeie care să-și înșele bărbatul. Să răspundă surorile, da? Și urmează și bărbați. Repet, nu există în biserica lui Hristos femeie care să-și înșele bărbatul. S-a oprit toti. Da. Ăla a fost aminul lui. Pentru Alina. Ah, ok. Și acum pentru bărbați. Nu există... Dă-mă, Pavel, mai tare. Am impresia că nu mă aud, aia și țip. Așa, ca să vorbesc și eu suaf. Mă dau într-o parte. Blând și smerit cu inima. Nu există în biserica lui Hristos bărbat care să-și înșele femeia. Amin? Repet. Nu există în biserica lui Hristos bărbat care să-și înșele femeia. Amin? Glorie lui Iisus Hristos. Dacă trebuia să existe o pedeapsă cu moartea în Vechiul Testament, unde nu era harul lui Hristos și puterea de a ucide foamea asta păcătoasă în om, în trupul lui Hristos, îl avem pe Hristos în noi, care ucide această poftă. Amin? Ucide Hristos. O ucide în mine? O ucide în tine? Cine e de acord cu mine? Cine simte? O întrebare. Cine simte forța asta lui Hristos în el? Cine o simte? Oh, aleluia! Mă, când vede firea mea o femeie frumoasă, nu există mai frumoasă ca scumpa mea soție. Aș ridica-o în picioare, dar mie că e rușine și ei. Nu vreau să mai mă fac de râs. Nu există, dar vine satana, uite-o! Băi, în momentul ăla e Hristos în mine, amin? Care, bam, a dat una în cap firii și a căzut firea leșinată. Nu mai are ce să poftească. Nu mai are unde să se ducă. Te ia cu tremurici, n-ai cum, băi, nu, am nevastă, a mea e cea mai frumoasă, piei satano, sângele lui Iisus, sângele lui Iisus, te biruiască, te ispită, piei de aici, te întorci cu spatele, nu, nu, te lupți, deja a murit firea din tine, amin, așa-i sau nu-i așa? Și invers, pentru că în trupul lui Hristos nu mai există poftă care să distrugă sfințenia, amin? Și mai departe, că mai e un verset interesant aici. Dacă o fată fecioară este logodită și o întâlnește un om în cetate și se culcă cu ea, să-i aduci pe amândoi la poarta cetății, să-i ucideți cu pietre și să moară amândoi. Fata, pentru că n-a, spuneți voi, n-a țipat,
în cetate și omul pentru că a necinstit pe nevasta aproape lui său. Să cureți astfel răul din mijlocul său. Să cureți răul. Dragilor, Hristos curăță răul din biserică sau nu? Îl curăță din interior. La Hristos nu mai e nevoie de pietre. Dacă înainte era nevoie de pietre, n-am o piatră aici, trebuia să-mi iau o piatră de acasă sau de pe drum. Dacă în Israel, dacă, nu știu dacă găsesc în geantă vreo piatră, am pietre. Nu mai e nevoie de pietre. Nu mai e nevoie de pietre care să ucidă carnea asta care vrea să facă păcat, care se duce mereu spre păcat. Nu mai e nevoie de teroarea asta, de legile astea. Nu mai e nevoie în trupul lui Hristos. Pentru că noi este o forță, este piatra lui Hristos care ucide firea. Amin? Este sângele lui Iisus Hristos care ucide tot ce-i păcătos în mine. Dar nu există. Și de-aia în biserica lui Hristos păcatul se vede atât de clar și limpede și este atât de disgrațios. Pentru că trupul lui Hristos este curat și nepătat. Amin? Haleluia, glorie lui. Și ultima pedeapsă cu moartea e din, n-am notat-o aici, este despre sechestrarea de persoane, vinderea de persoane. Este aici, Deuteronom 24:7. Dacă se va găsi cineva, care să fi furat pe vreunul din frații lui, pe vreunul din copiii lui Israel și să-l fi făcut rob sau să-l fi vândut, hoțul acela să fie pedepsit cu moartea. Să cureți astfel răul din mijlocul tău. Vreau să vă spun, poate vă gândiți, ei frate Toni, treci repede peste asta, că nu este cazul. Dragilor, în România se fură anual 10.000 de persoane. Cine mă crede? 10.000 de fete cărora li se promite o viață mai bună în străinătate, 5.000 de euro salariu, vine un lover boy de ăsta și o prostește, te bag eu în croitorie prin Germania și numai croitorie nu-i aia, numai coață nu lucrează și coac, și le prostește și le duce și practic le sechestrează și le ține acolo. Dragilor, noi nu știm, noi nu vedem, nu ni se spune, n-apar la știri. Dar este o lume subterană îngrozitoare. 10.000 de femei și chiar bărbați exploatați, luați și vânduți în străinătate. Am văzut astfel de oameni reabilitați de Hristos. Și cei vânduți, dar mă refer mai ales la cei care au făcut asta. Hristos a înghițit această nebunie, acest drac de exploatare al semenului. Amin? Am văzut și au fost la noi aici și au mărturisit. Și cred și știu că băiatul ăsta de a mărturisit marți acum la noi la biserică s-a ocupat și cu asta printre altele. Și a devenit un evanghelist reabilitat de Hristos, care din exploatarea omului, din furt, din droguri și din alte nebunii câte a făcut, a ajuns un evanghelist și n-a fost ucis cu pietre. A fost ucis în firea lui cu sângele lui Iisus Hristos. Amin? Crezi asta? Are sângele lui Iisus putere sau nu are? Hai să ne ridicăm în picioare. Aș vrea în primul rând să-i mulțumim pentru sângele lui Iisus Hristos, care este piatra aceea care zdrobește în mine orice forță a păcatului. Este piatra aceea care distruge, este piatra aceea ascuțită care ucide zilnic în mine firea păcătoasă. Când se ridică firea păcătoasă din mine, când se ridică firea asta obraznică din mine, Hristos este deja pregătit cu sângele lui să o moare, să o distrugă. De aceea apare înaintea voastră omul curat, omul nou, omul sfințit de Iisus Hristos. Ești un om nou, vreau să te întreb, ești un om nou? Ești un om în care a murit firea păcătoasă? Vreau să te întreb și vreau să fii sincer cu tine. Ești un om care... în care domnește Iisus Hristos și sângele Lui? Sau observ că pofta asta pământească, păcătoasă, destructivă, care te distruge și pe tine și care îi distruge și pe alții, mai domnește în tine? Ai observat-o? O vezi zilnic? Te întâlnești zilnic cu ea? Te chinuie? Dacă te chinuie, dacă domnește în viața ta, dacă ai pofte de tot felul, care își fac de cap în viața ta, vreau să spun un lucru, dragule, nu domnește Iisus în tine. Iisus nu o să ridice piatra.
Iisus nu o să ridice piatra la tine. De aceea, când o femeie păcătoasă a fost adusă înaintea lui Iisus Hristos și oamenii erau ferm convinși că Iisus le va da voie să o omoare cu piatra, Iisus n-a omorât-o cu piatra. Iisus avea o piatră mai ascuțită. Era piatra Duhului care a ucis în acea femeie păcătoasă pofta curviei. Avea o piatră ascuțită, era sângele lui. N-a mai ucis Iisus cu piatra asta, piatra asta fizică care brăzdează carnea, pentru că degeaba a ucis trupul dacă sufletul tău rămâne robit. Degeaba. Iisus avea o soluție pentru suflet. Omor trupul, dar ce faci cu sufletul care a rămas robit și se duce în împărăția întunericului, în iad? Ce faci cu el? Iisus are o piatră pe care vrea să o folosească împotriva poftei tale păcătoase. Iisus are o soluție. Le-a spus cărturarilor și fariseilor care au venit cu femeia păcătoasă pe care o târau prin praful din Israel. O târau bătută, plină de sânge, aproape leșinată. Ziceau, uite-o! Iisuse, dacă și aici nu ne dai dreptate, înseamnă că nu ești cine zici că ești. Iisus le zice, da, am o soluție. Femeie, du-te și să nu mai păcătuiești. Du-te și să nu mai păcătuiești. A plecat acea femeie și aș vrea să cred că este femeia aceea care a venit la Iisus Hristos și a uns picioarele. Aș vrea să cred. Dacă nu este aceea, sigur este o femeie care a rămas lângă Iisus Hristos, eliberată, salvată, cu firea răstignită în ea. Dragule, fii sincer cu tine, te mai întreb încă o dată. A fost răstignită în tine firea păcătoasă? A fost distrus în tine păcatul? Sau pleci de aici și ești la fel? Pleci de aici, ai aceleași pofte față de beție, față de tutun, față de curvie, față de minciună, față de ură, față de răutate, față de bârfă, față de lăcomie, ai aceleași pofte. O, Iisuse, ucide noi. Ia piatra, mai ia piatra odată, Iisuse. Mai ia piatra odată și distruge firea din mine și lasă-mă să trăiesc în neprihănirea ta chiar și în trupul acesta de carne, Dumnezeule. O, Iisuse, Roman 6:6, îmi place, ador versetul ăsta. Trupul păcatului a fost dezbrăcat de puterea păcatului. Voi nu mai ascultați de poftele păcătoase. Voi ascultați de Duhul lui Dumnezeu. În voi nu mai domnește legea păcatului. În voi domnește harul și Duhul lui Hristos. Voi nu mai sunteți robi firii păcătoase. Voi sunteți robi ai lui Hristos. Oamenii ai neprihănirii lui. Haleluia, glorie ție. Glorie lui. Cheamă-l pe Iisus în dreptul tău în această dimineață și roagă-l să ucidă în tine tot ce e firesc, tot ce e păcătos. Vreau să fac și eu împreună cu tine această rugăciune. Mă voi ruga, dragule, pentru mine, că am nevoie. Roagă-te pentru tine și zice, Iisuse, răstignește în mine orice poftă. Răstignește, cred în valoarea sângelui tău.